propaganda guvernului Orban că paturile ATI sunt suficiente este spulberată de realitatea dură. În România s-a ajuns ca oamenii să moară pentru că nu mai sunt locuri la ATI. Sistemul sanitar este copleșit acum pentru că guvernul Orban nu a făcut absolut nimic. A refuzat orice sugestie, orice inițiativă menită să consolideze capacitatea de răspuns și combaterea sistemului sanitar în fața pandemiei. PSD a propus testarea epidemiologică extinsă, PNL s-a opus, PSD a propus trierea eficientă prin testarea rapidă. Guvernul PNL s-a opus luni de zile, abia acum a declanșat procedura de achiziție masivă 3 milioane de astfel de teste. PSD a susținut necesitatea acordării de măști gratuite în școli. Guvernul PNL s-a opus, în schimb a silit autoritățile și școlile să cheltuie mulți bani pe separatoare, dezinfectanți, reamenajări, pentru ca acum să închidă școlile cu totul. Și ce părere aveți despre faptul că spitalele din România se confruntă cu o lipsă acută de paturi în secția de... Jale și înainte era mamă, am stat 6 ore la ușă, la urgență, dar acum... Înainte de a apare epidemia aia. A cui credeți că este vina din conducere? Numai ei. Am crezut că o să avem timpuri mai bune. Pe timpul lui Ceaușescu ne ducea la asta, dar puteai să faci o rată, puteai să ții un covor. Acum nu mai poți nimic să ții. PSD a avertizat repetat că populația nu trebuie făcută vinovată de răspândirea pandemiei. Responsabilitatea este a statului. Cele mai multe focare sunt în instituțiile gestionate de stat. Unități medicale, cămine de bătrâni, guvernul PNL a ignorat aceste evidențe. Guvernul PNL este vinovat exclusiv pentru gestionarea catastrofală a crizei medicale. România nu se poate face bine cât timp Orban și guvernul său rămân la conducere. Părere aveți despre faptul că spitalele din România se confruntă cu o lipsă acută de paturi la terapie intensivă? A cui credeți că este vina? Asta tot din cauza guvernului. Avem paturi și putea să găsească paturi, nu să spună că nu au. Asta e mână criminală.